Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi o să vorbim despre Hyundai Elantra, poate cea mai bună și mai frumoșică mașină de la Hyundai pe care am condus-o până acum, fără exagerare. Haideți să vă arăt cheia și să o conducem. O cheie tip briceag, simplă, o să pornesc motorul și cam atât. Motorul de pe această mașină este de 1.6, 132 de cai puteri. Motor în 16 valve, fără turbină. Dacă cumva te bate gândul să explorezi și alte opțiuni de la Hyundai, mai bine te lași pe Gubaș, pentru că este singura opțiune, cel puțin în Europa, cel puțin în România. Mai este opțiune de 1.8 benzină prin Statele Unite. Pe de altă parte, poate dacă ești un fan al dieselului, asta s-ar putea să te descurajeze, dar pe de altă parte eu cred că e pe undeva mult mai bine să pui pe o astfel de mașină cel mai potrivit motor pe care tu îl poți pune și astfel să te asiguri că nu-ți bați capul foarte tare cu prea multe versiuni și poți vinde o mașină bine legată la un preț foarte bun. Pentru că Hyundai exact pe segmentul ăsta vine de mașini de volum compacte, însă reușește să fie chiar mai spațioasă decât o mașină compactă, o să vedem imediat de ce, și în același timp să ofere niște consumuri bune și să fie oferită la un preț foarte bun. Am vorbit până acum doar la superlativ, însă pentru ceea ce vrea să ofere această mașină, Hyundai Elantra este mai mult decât te aștepta. Haideți să o luăm, vă spuneam în primul rând cu motorul, da? 1.6 16 valve, 132 de cai putere, un motor din punct de vedere tehnologic ok, bun, silențios în turații mici, dar care va face ceva de genul ăsta când vei vrea mai mult de la el. 2000, 3000... Și deja începe să urle ceva de genul că cam atât, nu mă forța prea tare. Însă, pentru o caroserie atât de ușurică cum este cea de clasă compactă din care face parte și Elantra, 132 de cai putere, chiar și așa munciți în turații înalte, sunt suficienți. Pentru că de cele mai multe ori o să schimb cum fac eu acum, pe la 2500-3000 de rotații pe minut, într-o plajă de turații unde mașina se conduce foarte ușor, foarte ușor. Direcția este electrică, cutia manuală în 6 rapoarte schimbă de asemenea foarte bine, mai opțiune și de cutie automată, cutie în 6 rapoarte de la Hyundai, care din câte am citit nu este neapărat cea mai reușită, eu prefer în continuare manualele. În aceste condiții mașina face un consum foarte bun. După vreo 4-5 zile printr-un București aglomerat, în care am circulat de multe ori și bară la bară, destul de rece afară, am făcut un consum de vreo 10. 10 benzină, eu zic că este ok. Într-un motor de 1.6 este decent. În afara orașului se pot face consumuri mult mai mici, se poate coborî până la 6%. Și iarăși vin și spun că este o treabă foarte bună la această mașină. Se conduce bine, are un ușor rulul lateral, dar nu deranjant, destul de stabilă și silențioasă mașina. O dată cu motorul, acum spre exemplu stă la semafor, motorul stă undeva în vreo 600 de rotații pe minut la ralenti și nu-l aud absolut deloc. Și insonorizarea mașinii este iarăși peste medie în clasa aceasta compactă, nu auzi zgomotul străzii deloc. Și acum să continuăm cu confortul interior. Mașina are evident plastic de la un capăt la celălalt, ca toate mașinile de altfel, însă combinațiile de culori mi se par reușite. Avem aici un plastic negru cu ceva argintiu, tapiserie pe uși, pe bord avem în partea de sus cauciuc moale, care îmi place totdeauna pe bord să văd așa ceva, și aici pe bord, în partea centrală, am o combinație interesantă de tot așa de elemente din plastic, însă am și argintiu mat, și un argintiu mai lucios, și un negru lucios, și un negru mat. O combinație de culori care arată bine. În partea acestei aici am sistemul multimedia, există și o opțiune, cel puțin, nu știu dacă și la noi, dar în străinătate există sigur, o navigație cu display mare, de bună calitate. Și în partea inferioară am controlul pentru aerul condiționat automat cu două zone. Totul intuitiv, foarte ușor de folosit. În partea inferioară aici am un spațiu însă de depozitare excelent pus. Spațiu destul ca să bagi și de vreo 3-4 telefoane, mufa pentru 12V, intrarea pentru auxiliar pentru sunet și un USB pentru iPod, spre exemplu. Iarăși o chestie care mi-a plăcut foarte mult. Un puțin spațiu ocupat de schimbătorul de viteze, iarăși o chestie pe care o apreciez la mașini, la mașinile bine cu spațiu, cu ergonomie bună a spațiului, și aici două spații pentru pahare în care pot să pun orice altceva. Eu mi-am pus, pe exemplu, telefonul, o cotieră destul de la îndemână, dar nu o vei găsi întotdeauna atunci când vrei să conduci. Mai bine ții mâinile pe volan și ai scăpat de problema asta. Că vorbim despre volan, am comenzi pe volan,
am volumul mute, modul schimbarea posturilor și controlul pentru computerul de bord. Și să resetez și cam atât, nu am foarte multe opțiuni, pentru că nici nu cred că aș avea nevoie de foarte multe opțiuni de la astfel de mașină care ar să îi ducă pe un client tipic, ar să le ia de acasă, să-l ducă până la muncă și înapoi și să facă poate o ieșire prin weekend, însă nu exagerat de mult din punctul ăsta de vedere. Hai să mai vorbim puțin despre partea de interior, despre confort, despre spațiu. Din ce am mai citit și din ce am mai văzut, este una dintre cele mai spațioase compacte pe care le-am condus de multă vreme încoace. Când intri din afară, mașina se vede că este o compactă, este o mașină, hai să zicem, relativ intermediară, însă la interior ai o senzație de spațiu foarte mare. Așa a fost desenată de bine mașina, încât, spre exemplu, pasagerii din spate au spațiu cât aproape de o mașină de clasă medie. Iar cei din spate, de asemenea, cu scaunul din față destul de mult dat în spate, încă mai au spațiu destul la genunchi. Va fi o mică problemă pentru pasagerii mai înalți care vor sta pe locurile din spate, însă e relativ ok. Oricum, de cele mai multe ori probabil voi avea copii sau rarisim câte un pasager, de asemenea și mai rar un pasager mai înalt. Eu sunt de părere că nu trebuie să te stresezi foarte tare pentru al treilea sau al patrulea pasager, pentru că vor apărea mașină suficient de rar încât să nu fie o problemă serioasă. Mai departe, în spate, și portbagajul este foarte spațios. În capul cu o mulțime de lucruri acolo. Mi-ar plăcea să văd însă și o variantă cu portbagaj mărit, un break, un combi, ca să vedem o mașină autentică de familie. Mașina aceasta este un hibrid între și o mașină de tată, dar poate fi și o mașină pentru mami. E ok. Pe ansamblu, cam asta este ea. Haideți să o vedem și la exterior. Când privesc Hyundai Elantra din afară, primul gând care îmi vine în minte este unde sunt Hyundai-urile urâte de altă dată. Vă mai amintiți formele acelea rotunjite, care nu prea aveau ce-a face cu piața europeană și țineau vânzările destul de jos, mai degrabă atrăgătoare pentru cei care căutau mașini accesibile. Hyundai rămâne o marcă accesibilă, însă se vede că și-au învățat bine lecția și au dat mână liberă designerilor care au făcut o treabă mult mai bună. Mașina aceasta arată mult mai bine, din punctul meu de vedere s-ar putea să fie cel mai frumos Hyundai făcut până acum, din foarte multe puncte de vedere. Îmi place cum s-a lucrat la botul mașinii, capota nu este exagerat de alungită, dar dă o proporție sportivă. După cum puteți vedea, linia este ușor tăiată în partea din față, pentru ca mașina să pară mai agresivă. Capota are aceste nervuri care vin către înainte, iar farurile de asemenea sunt și ele alungite, și apoi urmăresc o linie către spate pe care o să o vedem imediat. Vreau să mai punctez doar bara aceasta din față, care este așa proeminentă, iese în evidență, o senzație de sportivitate pe care vrea să o dea această mașină atunci când o privești din față, deși ea nu este neapărat o mașină sportivă, dar reușește să fie foarte atrăgătoare. Avem și cele două accese, două grile către radiator, sunt topturate cu clapete pentru reducerea consumul, dar nu sunt nici exagerat de mari. Mașina are un coeficient de alunecare aerodinamică, de rezistență aerodinamică foarte bun, lucru care se simte și în consumul mașinii. Hai să continuăm către lateral. Așa cum spuneam, designul mașinii este fluid. Începe din față și se prelungește foarte bine pe lateral. După cum puteți vedea din far, în fața farului avem muchia aceea care continuă pe stâlp și apoi către în spate, iar din far, care este ușor ieșit în evidență aici, pleacă o altă nervură care se continuă pe ușă și se pierde undeva aici în capătul ușii. De asemenea, accentuează senzația de sportivitate. O altă muchie pleacă de aici, de pe ușă, vine prin dreptul mânerelor și ajunge în dreptul stopului din spate, care se prelungește natural. Ai senzația că mașina practic s-a despicat în dreptul farului și apoi a stopului pentru a scoate în evidență blocurile optice. O treabă foarte drăguță, o treabă foarte interesantă de design. Cel mai bun unghi al mașinii din punctul meu de vedere este acesta. Privită undeva din lateral spate, îți dă senzația unei mașini parcă venită din viitor. Mi-ar plăcea să văd și o mașină electrică cu acest design care să rupă gura târgului. Însă și Hyundai Elantra, pentru momentul actual, vă spuneam, din punctul meu de vedere, este o apariție absolut fermecătoare. O apariție fresh, o apariție frumoasă, o mașină care își lasă amprenta. E ușor de recunoscut
și va fi atrăgătoare pe toate piețele pe care mașina se va vinde și din spate, iată că arată foarte bine. Până acum mă dezamăgeau posterioarele mașinilor Hyundai, în general coreenii au cam învățat abia în ultimii ani să facă mașini mai frumoase, iată că Elantra le-a reușit foarte bine. Haideți să vedem și portbagajul, care se deschide din cheie sau de la un buton din interiorul mașinii. Nu am reușit să deschid din exterior mașina, portbagajul cel puțin. Avem un portbagaj foarte spațios. Iată cât de adânc. Dacă mai rabatezi și banchetele, vei avea un spațiu de încărcare absolut uriaș și deschizătura aceasta este destul de bună, însă nu vei reuși să bagi lucruri exagerat de voluminoase. Ajută, spre exemplu, și aceste butoane care tragi și se rabatează scaunele din spate pentru a ușura încărcarea. Mi-ar plăcea să văd și o variantă cu portbagaj mărit, un combi, însă pe acest segment se pare că se va stabiliza i40, o mașină pe care de asemenea abia aștept să o conduc. Ok, haideți să închidem. Îmi cer scuze pentru cei care probabil nu sunt neapărat fanii mărcit, dar am ajuns să am o părere foarte bună despre Hyundai după ce am condus această mașină. Poate am folosit cam multe superlative, însă mașina le merită și poate cel mai important dintre toate este prețul. Mașina aceasta vine în cea mai înaltă variantă de echipare cu cutie automată, undeva la vreo 13.000 de euro. Dacă mai vii cu vreo 3 vouchere de acasă, cu vreo 11-12.000 de euro, fără TVA, mașina poate fi a ta și în banii ăștia vei fi absolut mulțumit de această mașină. Sunt convins că Elantra este una dintre cele mai bune opțiuni pe zona de compacte din această perioadă, rivalizează și concurează fără niciun fel de probleme la același nivel de echipare, cel puțin cu Ford Focus, vă spuneam, cu Jetta, cu Honda Civic sau Toyota Corolla. Este însă, vă spuneam, accesibilă la preț și oferă maximul din ce poate ea din ce a fost pus în această mașină. Să mergeți să o testați și voi și spuneți-mi ce părere v-a făcut. Poate avem și proprietari de Elantre mai vechi sau de Sonate. Povestiți-ne despre experiențele voastre cu Hyundai. Atât despre Hyundai Elantra. Până data viitoare, numai bine!